Bună ziua și bine v-am găsit! Iată, astăzi o să verificăm un roi natural prins acum vreo 4-5 zile aproximativ și vom vedea dacă avem matcă și dacă a început și să ponteze, că este important. Și un alt lucru important este dacă ați uitat de varoa cumva. Știu că acum în plin cules nimeni nu se gândește la varoa, e foarte puțin, așa că vom vedea pe timpul filmului în cască o matcă ce vom face mai departe. Dar până atunci haideți să verificăm un pic roiul natural. Acesta este un stup care eventual a fost mare, după aceea s-a făcut mic și acum i-am adus iar un roi natural destul de măricel și vom vedea ce a făcut el. Roi natural sunt renumiți, să spunem așa, fiindcă ar construi rame mai bine, fiindcă ar fi curați, dar din câte știu eu în ultimii ani, roii naturali nu mai sunt chiar fără varoa. Nu mai sunt chiar fără varoa, deci poate să iau cantitate imensă de varoa cu ei. Acum apicultorii vor fi împărțiți, unii da, alții ba, cum contează. Și să văd dacă au și mâncare. Voi începe cu foaia care a fost dată aici mai la margine, așa să zic. De construit au construit o parte destul de bine. Au construit foarte frumos. Deci, și nu strică foii, aia este important. Voi veni să vedeți aici ce frumos construiește. Ia să vedem. Da, și ambele părți construite foarte bine. Mă interesează prezența măcii. Azi nu o să o marchez, această marcă deocamdată nu o să o marchez, fiindcă chiar dacă a început ponta, încă mai aștept. Un alt aspect este că roiul pleacă plin cu miere, când pleacă de la colonia mamă, deci aici deja avem miere căpăcită, el a venit cu miere gata preparată, să zic așa, de aceea roiul va și începe să căpăcească această miere. Are miere. Acum voi trece în partea opusă, aici am o diafragmă, de aceea nu continui în partea aceea. Voi veni în partea opusă. Semnele că a pus mierea în rame și a construit acea foiță este că matca e în regulă. Această ramă deja e în plus, dar o să o lăsăm. Deci noi o să fie în formația asta și în caz că nu se împerechează matca din partea din fața stupului, acolo avem o matcă la împerecheat, dacă nu se împerechează atunci va fi unit. Iată încă o foaie bine construită.
trecem mai departe până dăm de mască. Am aproximativ 5 astfel de roiuri prinși. Aici e plin cu miere, a pus și aici mierea. Căutăm prezența mărcii. Să știți că e posibil lipsa ei, e foarte posibilă, fiindcă aceștia sunt roi cu mărci virgine. Au plecat din stup cu regine virgine. Și dacă ea a ieșit la împerecheat în zilele acestea și nu s-a întors, va rămâne fără matcă. Acest lucru îl verific eu acum. Încă nici urmă de ouă și nici de matcă până la... În acest moment a filmării, nu? Am zărit încă matca și nici ouă. O matcă împerecheată în vârstă deja ar fi depus ouă în acest moment al supraviețuirii acestui roi. O albină cu polen ar indica acest lucru ca fiind împerecheată, da? Până nouă vezi pe matcă, nu e nimic asigur. Avem ouă. Deci, chiar dacă nu zăresc pe marca aceasta, depune ouă. Depune ouă, a început să ponteze. Deci, este un roi prins. Avem și matca, una tânără aici. O să vin aproape. E... Se vede în partea cea liberă unde se deplasează ea cu viteză. O lăsăm în pace. A început să ouă foarte bine. Deci din acest moment nu mai este nevoie să deranjăm colonia chiar deloc. Chiar deloc nu mai avem de ce să o deranjăm. Mai venim peste 3 săptămâni la ea, o lună. 3 săptămâni, o lună de zile aproximativ. Pentru a vedea dezvoltarea. La acest stup o să mai vin din cauza mărcuței din față, unde o am la împerecheat. Am aici o distanță destul de consistentă între cei doi, să nu se afecteze feromonii mărcii împerecheate. Astfel e totul în regulă, avem o mască. O să o marchez după ce începe să depună puietul căpăcit, când colonia la propriu va funcționa exact ca o familie de albine. Bun, am zis că vă spun ce fac la sfârșit. La sfârșit, din această colonie nu vom mai extrage mieră. E un roi natural, a început să ouă și vin aici cu niște benzi cu tratament. Am aici, la acesta voi aplica un tratament chimic de data aceasta. O să-l pun deasupra ramelor. Două benzi cu tratament chimic o să-i aplic. Tratamentul chimic este pe bază de amitraz.
și roiul natural va fi super curat. Super curat. Iată, așa le voi pune de anul acesta benzile, pe bază de tratament chimic. Bun, acesta este un roi natural rezolvat și totul este în regulă.